Echipa de fotbal a Clubului Sportiv Municipal Sighet Marmației a debutat cu stângul în primul meci din Liga 3-a. Sighetenii au pierdut cu 4-0 în fața echipei SC Mezaleu într-un meci disputat sâmbătă pe terenul Sălăjenilor. Lovitura de începere a primului meci oficial din noul sezon al Ligii a 3-a dintre SC Mezaleu și CSM Sighet Marmației a fost dată de Vasile Stâncel, o legendă a armăturii Zaleu și Universității Cluj, cel care în 1971, pe vremea când evolua la Universitatea Cluj, l-a anhilat pe marele Nicolae Dobrin într-o partidă contra celor de la FC Argeș. Următorul meci disputat de CSM Sighet este programat pentru sâmbătă 3 septembrie, atunci când sighetenii vor juca pe teren propriu împotriva echipei CFR Cluj 2. Meciul va avea loc pe stadionul municipal Solovan cu începere de la ora 17.